departe. Nu e foarte departe și sigur știe foarte multe despre asta. El știe despre orice destinație, orice. El este Răzvan Pascu. Am zis bine, nu? Ai fost în Iran? Foarte bine. Ai fost în Iran? În Iran am fost, da. Și la anul viitor o să mai merg încă o dată. E o destinație absolut incredibilă. Nu despre asta ne-am întâlnit să vorbim noi neapărat astăzi, dar dacă ai adus vorba, da, este o destinație despre care ai așteptări foarte scăzute și sunt toate, exact, evident, depășite. Da. Mă bucur. Tare. Ce ți-a plăcut cel mai mult în Iran? Să spun, eu sunt din Iran, da? Da? Ok. Deci sunt foarte multe lucruri care mi-au plăcut la Iran. Ce m-a impresionat cel mai tare, de exemplu, sunt oamenii. Cred că am fost în multe țări, am fost vreo 80 de țări până acum, dar este cea mai ospitalieră țară în care am fost vreodată. Hai de mine! Da. Wow. Mai rău ca în Grecia! Deci da. oamenii opreau mașinile, wow, ce tare că vorbim despre ele, nu mă așteptam. Oamenii opreau mașinile pe stradă să coboare din mașină să facă fotografii cu noi și ne spuneau hello, welcome to our country. Când ne întrebam pe stradă cum ajungem la un hotel, dacă nu știau să ne explice în engleză, pentru că mulți dintre ei nu vorbeau engleză, ne duceau, mi-aduc aminte că a mers cineva jumătate de oră cu noi până la hotel și ne așteptam evident la sfârșit să ne ceară ceva, bani, ceva. Nu ne cerea nimic, ne cereau cel mult numărul de telefon și nu înțelegeam de ce. Dar vedeam în zilele următoare că ne scriau pe WhatsApp, nu numai mie, ci și grupului cu care eram acolo. De ce? Că vreau să-și exerseze limba engleză. Ce tare! Ce oameni! E o destinație absolut incredibilă. Mâncarea, locurile, nici nu-ți poți imagina, e o cultură și o istorie. Am fost la Persepolis, rămâi absolut impresionat. Ghida pe care am avut-o a fost extraordinară. Prețurile sunt foarte mici, iar infrastructura este ceva ce nici nu-ți poți imagina. Când în Teheran... Așa-ți vine să pleci mâine, mă! În Teheran sunt autostrăzi suspendate cu 6 benzi pe sens. Deci nu-ți poți imagina. Ideal. Te gândești că așa Iran e o țară de la ultima... Da. Iar ca perioadă, în ce perioadă? Noi am fost în luna mai, iar luna viitoare va fi tot în luna mai. Și, dar vă zic, impresiile astea ale mele nu sunt doar ale mele, ci și a tuturor celor cu care am călătorit. Adică mulți s-au întors și au spus că a fost excursia vieților. Chiar a fost foarte frumos. Părinte, dacă plecam în Grecia, mă plecam în Iran, dacă știam. Da. Eu întreb ce mă interesează. E de mers cu copiii? Da. Este, deci, acum voi știți, Andra este însărcinată din nou, soția mea, și din păcate nu vom putea călători pentru că bebe va avea atunci vreo 3 luni, noul bebe. Nu că voi ați fi străini de călătoriile cu ăștia mici, mici. Noi am fost și acum în Statele Unite, inclusiv cu Alex, dar eu îmi planificasem ca anul viitor să meargă inclusiv soția și copilul meu, pentru că este o destinație în care copiii cred că ar fi foarte bine primiți. Nu este o destinație în care, de exemplu, să te duci la plajă, trebuie să... Sunt niște restricții, de exemplu, nu poți să te ții de mână pe stradă să te săruți. Eu țară totuși de religie musulmană, da. Dar ei, și legat de vestimentație? Legat de vestimentație, trebuie să spunem și asta, femeile trebuie să meargă cu capul acoperit în permanență. Am și o întrebare. Te rog. Cum se spune corect, Iran sau Irak? La ce? Nu, să știi că ok, e glumă, dar noi că eu nu știu. Am zis să nu mai bei. Evident. Îți explic eu mai târziu. Da. Știi, toate glumele astea de fapt sunt din păcate cât se poate de reale, pentru că sunt foarte mulți care consideră, pun semnul egal între Iran și Irak, sau de exemplu între Iran și Arabia Saudită. Sau mulți spun că nu, mie nu-mi plac țările arabe. Iranul nu este o țară arabă. Iranul este o țară de religie musulmană, dar ei nu sunt arabi, ei sunt perși. Da, și sunt total diferiți decât arabii. Am zis mai devreme, eu, când cineva spune unui iranian că ești arab, e ca și cum spune unui român că e ungur sau că e rom. Da. Bine, eu n-am nimic cu ungurii, adică să fie asta clar. Dar e un conflict ăsta, știi, între unii români și unguri. Da. Și voiam să mai spun ceva în continuare a ce a spus el. Partea asta cu capul acoperit nu e adică să fie așa sau cu ochii. Mm-hmm. Pur și simplu fetele au o eșarfă pe cap. Poate să iasă cum are ea o băscuță. Pentru străini nu e. Adică, eu am fost acum 2 luni cu soția mea și ea credea că o să fie prea complicat și când a văzut pe fete de acolo zicea, păi nici nu-mi imaginam că e așa. Cum am spus mai devreme, eu pe Facebook-ul meu personal, Mersat Mocazi, am postat vreo 15 filmulețe, inclusiv din Persepolis. Am făcut așa niște
filmulețe de câteva minute. Dacă e cineva interesat, poate să se informeze. Foarte tare. Uite, uite, au fi lucruri noi și vezi, da. Te, poveștile astea te fac să fii să-ți curios, doresc. Da, da, să te informezi mai mult, practic, important să ne să-și dorească mai oamenii să citească un pic, da, mai mult, pentru că dacă vor citi, vor vedea impresii sincere ale oamenilor care au fost, da, care, da, au fost, știi? Pentru că cei mai mulți care vorbesc de rău despre această destinație sunt oameni care nu au ajuns, mm-hmm, și care, așa cum spuneam, sunt semnul egal, poate, da, concluzii, între Iran, da, și Irak. De exemplu, acum când promovezi excursia de la anul, oamenii spun, da, ți-ai luat bilet doar dus. Eu o proastă, da, pentru că, da, Iranul este una dintre cele mai sigure țări din regiunea respectivă. S-au format niște idei, da, da, greșite. Da, ce pot, da. De Statele Unite ce ne spui? Am fost, m-am întors acum o lună, mi-amintesc că eram în Las Vegas, din păcate, adică din păcate, din, da, fericire pentru noi atunci, din păcate pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Mie îmi place foarte mult în Statele Unite și uite, vezi, Iran și Statele Unite, am vorbit despre amândouă, ce aici era o discuție că dacă ai viză de Iran pe pașaport, nu mai intri în Statele Unite. Uite, eu sunt un exemplu, că am intrat în Statele Unite și n-am avut nicio problemă. Mie place foarte mult în state, am fost de 4 ori până acum și m-aș mai duce de încă 400 de ori. Mă simt foarte bine acolo. Ce destinație? Îmi place și coasta de est, dar acum am fost de 2 ori deja pe coasta de vest. Am fost în San Francisco, Los Angeles, la Grand Canyon, care vreau să-l fac, da, și eu. Las Vegas, evident. Marele Canyon. Marele Canyon, care cât timp arată să-ți rezervi pentru asta? Două săptămâni, nu? Da, două. N-are rost o călătorie de o săptămână. Nu, că e păcat. Deci San Francisco mi se pare cel mai frumos oraș de pe coasta de vest, pentru că are așa un pic din tot și acolo ar trebui să stai un minim de 4 zile. În Las Vegas, dacă nu stai 3 nopți, e păcat, pentru că dacă ajungi în Las Vegas, e păcat să nu mergi la show-urile alea absolut incredibile, că eu am fost la musical-uri la New York, la Londra, am fost locuri, dar ce în Las Vegas nu se compara. Ați fost cu ăsta mic? Da? Ai o problemă. Pentru că are 2 ani și călătoresc, da, peste tot. S-au dus în Las Vegas cu un copil de 2 ani. Am fost în Vegas și mi-aminteam că am fost cu Alex fix acum o lună, fix la hotelul în care s-a întâmplat acum tragedia. Acolo este cel mai mare, sau unul dintre cele mai mari hoteluri din Las Vegas. Au peste 3000 de camere, hotelul acesta. Și au o sală imensă, practic o zonă imensă cu un observator astronomic, un acvariu imens. Și am fost cu Alex la acvariu. Deci acvariu de la cu rechini, cu delfini, deci uriaș. E... În cadrul hotelului? Da. Casino, hotel, restaurante, deci este ceva ce nu poți să-ți imaginezi, că e construit așa în mijlocul practic pustietății și oamenii aia în 1930. La ce așteptări financiare trebuie să... E o destinație destul de scumpă și vei cheltui bani mulți și acolo. O excursie de genul acesta a fost în jur de 3700 de euro. O persoană? O persoană, dar având totul inclus, adică... De la avion, transport, cazare și tururile, pentru că alea sunt scumpe. Deci în fiecare zi aveam program, mergeam în fiecare zi pe undeva, ne așteptau transferurile peste tot și așa mai departe. Asta a indicat că o prietenă de-a mea acum urmează să plece cu copiii, nu? Să-și rezerve totul din țară înainte. E mai simplu. Acolo în Statele Unite, eu odată, de exemplu, am călătorit, mi-am descărcat o aplicație pe telefon și am călătorit acum vreo 4 ani în state cu o mașină închiriată și rezervam, era un fel de aplicație cu hoteluri last minute. Și practic după ora 1, în ziua respectivă, ți se încărca și ce nu se vindea, ei le vindeau la prețuri foarte mici. Da. Și am călătorit odată și în felul acesta, dar... Stai cu grijă un pic. Nu, cu copiii, no way. Deci nu, adică trebuie să ai totul asigurat. Da. Aveți fost în America? Nu, e o destinație la care mi-a plăcut. Acum a fost și în Hawaii. Hawaii, viața mea acolo, dacă mă duc, chiar îmi iau bilet doar dus acolo. Dragii mei, uite, acum pe 16 plec în Australia și Noua Zeelandă cu un alt grup de turiști. Și acum în Hawaii este, deși așa poate nu-ți dai seama, dar în Hawaii este pentru mine cea mai îndepărtată destinație în care am fost vreodată. Este foarte, foarte departe. Ca să ajungi în Hawaii, mai iei un avion de vreo 6 ore din Los Angeles. Ești în mijlocul oceanului. Peste cele 12 pe care le zbori până acolo. Din Europa, da, zbori 12 ore de la Amsterdam. Da. Mai zbori 3 ore și până. Deci, diferența de fus orar este maxim în lume de 12 ore. Deci n-ai cum 12 ore plus, 12 ore în minus. Acolo eram la 13 ore. De ce? Pentru că era maximul de diferență de fus orar, plus că ei nu au oră de vară.
Și era 13 ore diferență. Când la voi începeați emisiunea la 11, acolo era 12 noaptea. Și n-ai putut să te uiți la noi, asta a fost. Eu asta. Hai zile oamenilor, dat adresa blogului tău și... Blogul ca blogul, e numele meu, Răzvan Pascu, dar pe Facebook mă pot găsi și pe Instagram mai nou. De acolo, deci dacă vreau Răzvan să mă duc Pascu într-un tur, te sun pentru coasta de vest. Nu neapărat pentru tururi, dar pentru idei de călătorii în general, idei, pentru că nu e neapărat să vină în tururi oameni, ci să călătorească și să-și cheltuie banii în modul acesta. Răzvan Pascu a venit la noi și ne-a ofticat un pic așa cu destinațiile astea. Mă gândesc acum cu speranțele următoarea vacanță, că am făcut și o rimă. Ruxandra Luca, mulțumim frumos, mulțumim Anes.